miluiește, Doamne, miluiește, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace, și Duhul lui Tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist, Matei citire, atunci a trimis Iisus pe ucenii zicându-le, mergeți în satul în care este înaintea voastră, și mai decât veți găsi o asină legată și un mânz cu ea, dezlegați-o și aduceți-o la mine. Și dacă va zice cineva, să spuneți că-i trebuie Domnului, mai decât le va trimite. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, plâng și șezând pe asină și pe mânz, fiul celei de sub jug.